Până aduc aminte că Părintele obișnuia să spună pe cel mai înțeles Dumnezeu lucrează asupra un om din anul. Și ce mi s-a întâmplat mie, ca să spun așa, confirmă acest lucru. Iar dacă toți suntem mai confort și mărturisit, pot să spun că, în cazul meu, omul din care a lucrat Dumnezeu este Anabal, prietena Anabal, și întrucât ea a făcut posibilă întâlnirea mea cu Părintele, aș ruga să relatez de ea acest lucru. Deci, mai întâi am să încerc să spun foarte pe scurt, eu fiind un așa zis om de știință, nu datorită domeniului în care am studiat, o să fiu mai sintetică și mai mai întâi trebuie să mă mărturisesc că în anii 70-80 noi am fost un grup de tineri care am fost convertiți, reîntoși la credința ortodoxă, pentru că în vremurile acelea de ateism, foarte mulți dintre noi, provenind din familii care nu erau neapărat practicante în ale credinței, cunoșteam prea puține sau până poate mai deloc căile credinței. Și lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o asupra noastră, lucrarea minunată, așa cum lucrează Dumnezeu în toate, s-a petrecut în feluri diferite. În cazul meu, când am terminat facultatea, aveam o suită de întrebări fundamentale la care nu găsisem răspuns. Și aceste întrebări aflate în sufletul meu, la un moment dat, și-au găsit răspunsul prin invitația unui om, așa cum a spus și Costea la fel, de a merge la cursurile domnului Ioan Alexandru și la Părintele Galeriu. Aceste întâlniri au fost fundamentale pentru mine, pentru că desigur am simțit cu atâta putere lucrarea Harului care nu pot să nu-i răspuns, încât m-am întors cu tot sufletul către această cale. Ca să fiu mai sintetică, deci întâlnirea cu Părintele s-a petrecut datorită lui Costel în cazul meu, pentru că, și apoi voi povesti despre Costea, pentru că mergând împreună la cursul de domnului Alexandru, obișnuiam în vremea aceea să facem multe lucruri împreună și, în primul rând, precum ucenicii Domnului Hristos se chemau unitații când întâlneau ceva, când l-au întâlnit pe Domnul, da, și s-au dus să-l vadă cu proprii ochi, și la fel când cineva găsea un părinte în duhovnicit, eram cu toții gata să alergăm către a-l cunoaște. Așa încât ne amintesc foarte bine cum la un moment dat Costel m-a invitat și pe mine să le ascult pe Părintele Stăniloae la una dintre predicile dânsului. Dânsul predica fie la Biserica Negustor, fie la Biserica Scaune, mi-a zis Părintele că se numește. Îmi amintesc că prima oară când l-am văzut acolo și am fost cucerită, bineînțeles, de prezența Părintelui și de cuvântul dânsului. Părintele era maestos, nobil, o figură plină de lumină și de noblețe. Bineînțeles că am veșmutat pe hainele preoțești oriunde de Arhimedes. Mi-amintesc că țineam foarte mult la lucrul acesta ca preoții să își poarte veșmintele oriunde s-ar duce. Și mi-aduc aminte cum cu alți prieteni din ceata lui Costion, în care deci mergeam acum să vedem Alexandru, l-am urmat pe Părintele după terminarea slujbei până acasă, conducându-l până acasă, fermecați, bineînțeles, de rostirea Părintelui care ne mângâia sufletele și ne lumina mintea. Ulterior, am fost și invitată acasă la Părintele, unde, așa cum spunea doamna Mioara în cel minunat articol pe care l-am scris, am simțit că este o casă a Harului. Articolul însă îi aminte din casa Harului, redă foarte din atmosfera acelei micuțe căsuțe, micuțele apartament în care locuiau Părintele și cu soția. Părintele, de fapt, prin modul în care
ea, ilustra tot ceea ce scrisese. Avea o viață, aș zice, aproape monahană, împreună cu soția dânsului. Casa dânsului era deschisă tuturor celor doritori să intre și cei doi, părintele și cu măicuța, reprezentau o expresie a iubirii trăinice despre care părintele obișnuia să vorbească mereu, pentru că nu erau doar două suflete aflate în comuniune, ci două suflete aflate într-o comuniune care era deschisă și participării unui al treilea, cum obișnuia să spună părintele, acela al treilea putând fi oricând, oricare altului. Bineînțeles că în momentul în care am cunoscut această atmosferă, era greu să te mai desprinzi și mergeam deseori la părintele. Părintele avea un program destul de riguros, se scura foarte devreme, se ajunge la masa de lucru, unde obișnuia să traducă din Sfinții Părinți cu cerbeu alături, adică doamna Băutează, mai puțin acum un an noi. Iar după amiaza, de regulă, casa era deschisă celor care doreau să vină să-l asculte, pentru că părintele de obicei, când mergeam după amiezile, ne comenta, ne comenta de fapt traducele pe care le făcea în ziua respectivă, deci ideile din lucrările pe care le traducea în momentul respectiv. Acum, ca să, pentru că Costea preferea să amintesc eu despre cum l-a cunoscut pe părintele. Noi eram cercetători, am întâlnit pe vremea aceea. Iar eu ca un neofit întors pe drumul credinței plină de entuziasm și de bucuria celor clipe, doream să împărtășesc cu toți din jurul meu această bucurie a regăsirii lui Dumnezeu și a Domnului Hristos. Și atunci, colegilor mei de serviciu, de la institut, am început să le aduc cărți, să vă aduc cărțile părintele Stăinoare, Dumnezeu, vă aduc la vremea aceea cu localile. Unele chiar extrase ale mele din diverse articole ale părintului Costion și cu prietena noastră, Maica Maria Bălan, au făcut la un moment dat un efort extraordinar și au adunat articolele părintelui pe o perioadă foarte îndelungată, în 25 de volume, pe care le-au, în condiții extrem de primejdioase, le-au multiplicat într-un număr de exemplare care apoi a revenit celor din grupul nostru. Deci, colegul cu Costea de birou, la un moment dat i-am adus un astfel de o astfel de sinteză a ideilor dintr-un articol al părintelui. Costea mi-a spus că îi se par foarte interesante. După foarte scurt timp a fost mutat în alt sector de cercetare. Vreme de vreo 4 ani nu ne-am mai văzut decât rar pe voluri. Și la un moment dat, una din aceste întâlniri întâmplătoare, Costea mi-a spus, știi, mi-aduc aminte că mi-aduci ceva foarte interesant, ai putea să-mi aduci și cărțile părintelui? Și în timp de toate am adus la Marica, s-a uitat pe cuprins și a zis, da, mi se pare extrem de interesantă problemele astea. La care eu, așa cum vă spuneam, în acea perioadă de dorință de a împărtăși tuturor minunatele daruri pe care Dumnezeu mi le dădea, întâlnirile cu mari părinți, l-am invitat să mă însoțească la părintele, într-o după-amiază. Și deci ne-am aflat amândoi la părintele mele. Unde Costea, ca un adevărat întrebător, a început să pună întrebări isconitoare părintelui, dar atât de deplasate în raport cu cele pe care părintele obișnuia să le studieze și comenteze, încât eu stăteam cu inima cât un furice, iar părintele era foarte sobru și destul de tăios față de el. Sigur că eu răspundeam la întrebări, bineînțeles. Eu în sine mea mă gândeam, băiatul ăsta o să o ia la sănătoasă, o să iasă de aici.
Dar, așa cum părintele a anticipat, în momentul în care am ieșit de la părintele, Costea a spus un lucru extraordinar, realmente extraordinar, pentru că acest lucru mărturisea despre faptul că părintele era o mărturie, un martor al lui Dumnezeu, prin însăși prezența sa, nu neapărat prin lucrările sale, pentru că el nu citise încă lucrările sale. Deci, harul lucra atât de puternic în părintele, încât cei din jurul său îl percepeau la rândul lor foarte puternic. Costea a spus când am ieșit, n-am înțeles nimic din ce mi-a spus părintele, dar un lucru știu sigur, este un om sfânt. Deci era o formulare care și pe mine m-a șocat, pentru că poate că nici nu conștientizam acest lucru, fiind în intimitatea părintelui de mai multă vreme. Mai mult decât atât, ca să dau o mărturie și despre extraordinara prezența soției părintelui, care era un om profund duhovnicesc, am aflat ulterior că era o cititoare asiduă a psaltirii și deci un om care trăia credința cu toată ființa sa, nu doar ca și reflectarea prezenței părintelui. Spre stupoarea mea, a doua oară când m-am dus la timp și după cel introducese pe colegul meu, Costea, doamna preotă să m-a întrebat, dar oare tânărul acesta este botezat? Probabil că întrebările de el îi sugereau că se află cumva într-o zonă de neclarități, ca să mă exprim puțin mai puțin ferm. Adevărul este că el era nebotezat. Deci, doamna preoteasă simțise acest lucru datorită acestei subțirii duhovnicești pe care o avea. Deci, așa a fost întâlnirea Costea cu părintele.